La 15 mai se sărbătorește încă din 1994 și în țara noastră Ziua Familiei. Cunoscută ca cea mai puternică formă de trai pentru fiecare individ, familia își pierde din valoare în ochii piteștenilor. Mulți dintre ei nu cred că mai există respectul și credința atât de închegate până acum. Familia e pe cale, e o denunțime pe cale de dispariție. Și familia este baza societății. Îmi pare rău, dar asta este viziunea noilor tineri. Nu, total greșit, înțeleg, tinerii mai ales despre familie. Păi eu am trei băieți, doamnă și domnișoară, și nu să mai însor. Au 34 de ani, unul 31, 24. Nu știu ce să le mai fac, i-am spus, duceți-mă și voi pe undeva. Vine așa, numai când fac cineva trampa. Uite, pe timpul meu mi-a făcut cineva trampa. Aduc argumente multiple, printre care lipsa banilor. Spun că mulți dintre noi preferăm să trăim în concubinaj, de teamă că nu ne putem integra financiar în construirea unei familii.